Bine v-am găsit! Sunt Cristi Torumbac și vă prezint știrile publica.md. Un taximetrist din orașul Fălești a fost bătut și lăsat fără mașină după ce a fost amenințat cu un cuțit de bucătărie de către doi necunoscuți. Ulterior, cei doi l-au legat, i-au legat mâinile și picioarele cu funii și l-au aruncat pe bancheta din spate. Protestul față de sistemul electoral mixt organizat de câteva partide de opoziție și ONG-uri politizate care le susțin a eșuat. Deși anunțau că vor fi zeci de mii de manifestanți, Andrei Năstase și Maia Sandu nu au reușit să adune decât în jur de 800 de oameni. Mai mult, unii dintre protestatari au adus cu ei copiii. De asemenea, liderul DAS s-a îmbrâncit în forțele de ordine. Canicula a revenit iar odată cu lăsarea serii, parcurile din oraș devin tot mai aglomerate. Timpul răcoros i-a scos aseară din case pe locuitorii capitalei. Unii s-au relaxat la aer curat, în timp ce alții au ales să cânte la chitară sau să joace șah. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, dar și mai multe site-uri care susțin partidele de opoziție, manipulează opinia publică promovând informații false. Aceștia susțin că Publica TV a trucat o fotografie utilizată în emisiunea Fabrica, despre care analistul Cristian Tabără a făcut o serie de precizări publice. Jurnalistul a recunoscut gafa pe care a comis-o atunci când a utilizat poza. Un diplomat rus a fost prins beat la volan pe străzile din capitala Ucrainei, Kiev. Este vorba despre un angajat al consulatului Rusiei la Kiev și reprezentantul Serviciului Rus de Grăniceri. Poliția ucrainiană a anunțat că bărbatul se afla la volanul unei mașini cu numere de înmatriculare diplomatice și că a refuzat să treacă alcool testul. Cea mai lungă pasarelă suspendată din lume a fost inaugurată în Elveția. Construcția are o lungime de peste 1500 de metri și se află la o înălțime de 85 de metri deasupra râului Grabengufer. Aceasta a fost denumită podul european, iar priveliștea surprinsă de la înălțime îți taie de-a dreptul respirația. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem curând.